Iubitul a apărut în viața ei atunci când a avut cea mai mare nevoie, Mira. Vorbește despre cum a echilibrat-o Levi, dar și despre cât de importantă este spontaneitatea în relație. La 16 ani, era la fel de energică, era îndrăgostită de muzică? Da, când de la... Mă rog, când de când mă știu așa, ca să zic că nu am o noțiune clară, o vârstă clară de la care am început să cânt. Când de când mă știu, de când eram foarte, foarte mică și cântam pe Casa Scării. Și da, eram cu muzica, mergeam la Palatul Copiilor, mergeam la festivaluri, deja activam în zona asta. Ce ai făcut cu primii bani câștigați din muzică? Primii bani consistenți câștigați din muzică? Mi-am cumpărat o chitară. Mi-am cumpărat o chitară. Țin minte și acum, care era destul de ieftină, că nu permiteam ceva mai mult, era albastră și avea niște corzi atât de tari încât mi-am făcut răni la degete. Atât de tari erau. Și am învățat de pe internet să cânt singură. Mi-am luat și profesor ulterior. Și asta a fost povestea. La Mira de astăzi, Mira de care ne bucurăm și noi, te urmăresc foarte tare în online și mi se pare că tu și Levi sunteți cuplul acela, acel cuplu pe care toată lumea îl urmărește și ar vrea să ajungă acolo. Băi, da, așa e când găsești persoana aia cu care te completezi ca și să fie pe vibe-ul tău, știi? Că așa sunt atâția oameni frumoși în lume, dar cu care nu vibrezi, pentru că au un alt stil. Și atunci s-a nimerit că am dat fix de omul cu care am aceeași frecvență și suntem doi zăpăciți împreună, doi copii împreună, suntem foarte copilăroși amândoi și ne completăm așa frumos. El e curațiunea, eu sunt cu partea asta mai cu capul nori, așa, hai să ne lăsăm duși de bal, hai să fim spontani. El e gen, stai puțin! Hai să calculăm un pic. Și atunci ne echilibrăm foarte bine, adică asta e.